În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Preasfințiile voastre, dragi părinți, și voi, iubiți copii al lui Dumnezeu, iubite suflete, slăviți să fie Domnul. Iată, cred că a fost o săptămână grea și cu multe încercări pentru credința noastră ortodoxă, pentru biserica noastră și, desigur, că am așteptat ziua de astăzi să venim, să ne liniștim puțin și să ne întărim de la focul sfânt dumnezeiesc, primind acea căldură și binecuvântare cerească, să putem merge mai departe spre Împărăția lui Dumnezeu. Dragii noștri, e tare greu. De aceea, la începutul cuvântului de astăzi, vreau să vă rog ceva. Cât veți trăi pe pământ, cât o să vă dea Dumnezeu zile, să nu luptați niciodată împotriva lui Dumnezeu, împotriva bisericii, a credinței noastre ortodoxe. Să nu luptați niciodată împotriva preoților care slujesc Sfintelor altare. Căci ei neîncetat se roagă. Să nu ridicați mâna nici piciorul vostru asupra călugărilor. Pentru că prin călugări care au lăsat toate și au venit la Hristos și se roagă pentru noi aici, Dumnezeu se mai milostivește spre acest pământ. Noi mulțumim Domnului pentru toate. Cu multă durere în suflet, rugăm Sfintele voastre rugăciuni. Învățătorule, ce să fac să am viață veșnică? Un legiuitor a venit la Mântuitorul Hristos și l-a întrebat: ce să fac ca să pot moșteni viața cea veșnică? Iubiți credincioși, asta este și întrebarea noastră. Doamne, cum să ajung acolo la Tine? Unde Tu ai spus că mergi să pregătești un loc pentru ai Tăi copii? Cum să ajung, Doamne? Și Domnul te întreabă, dar cum citești? Ce știi Tu? Care sunt poruncile? Și iată, vedeți că acest om a venit să-L ispitească pe Domnul, că el știa cum se poate de ajuns în viața veșnică, dar a venit să-L ispitească și a zis. Atunci răspunde Mântuitorului: să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, din toată inima ta, din tot sufletul tău, din toată puterea ta, din tot cugetul tău, să-L iubești pe Dumnezeu și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Drept ai răspuns, a spus Mântuitorul. Iubiți credincioși, vedeți că aceste porunci dumnezeiești, această învățătură și această vorbire, astăzi Dumnezeu ne vorbește nouă, prin cuvântul Său dumnezeiesc, prin pildele pe care ni le spune, ca să ne deschidă inima, mintea noastră, ca să putem crede și să, crezând în Dumnezeu și împlinind poruncile Lui, să ne putem mântui. Să știți că eu de asta sunt aici. Și cred că de asta sunteți și voi azi cu mine aici. Că avem același dor de Dumnezeu, de ajutorul Lui, de iertarea Lui și de mântuirea sufletelor noastre. Și pentru asta am venit. Nu ne batem cu unul pe că suntem niște drepți, că suntem niște sfinți, ci plecând ochii noștri spre pământ, pentru că ne rușine să ridicăm spre cer. Mi-e rușine, Doamne,
să înalt ochii mei spre cer, ci aplec spre pământ și atâta îți pot spune, Doamne, milostiv fii mie, păcătosul meu. Mult te-am întristat, mult te-am supărat, nu ne lăsa, Doamne, ajută-ne. Și iată că El a vrut să se îndreptățească și a zis, a întrebat, cine este aproapele meu? Vă ce spuneți? Cine este aproapele nostru? Ce poți face tu pentru El? Voi toți și toată lumea de pe întreg pământul sunteți aproapele meu. Sunteți sufletul meu, suflarea mea, viața mea. Pentru că prin voi trăim, întâlnindu-ne în rugăciune, în Duhul Sfânt ne înălțăm spre cer. Și oricând, chiar cei care ne prigonesc, cei care ne bat, cei care ne fac rău, este aproapele nostru să le întoarcem doar cu bine toate înapoi, rugându-ne unii pentru alții. Cine este aproapele meu? Cel pe care tu trebuie să-l sprijin mereu. Pe un bătrân să-l ajut când e greu. Pe un bolnav să-l sprijin și să-l ajut când nu e greu. Când vezi pe cineva plângând, să-i ștergi lacrima durută, lacrima fierbinte. Când vezi un străin, să primești din casa ta. Când vezi un flămând, să-i dai să mănânce. Când vezi un gol, să-l îmbraci pe el. Când vezi un străin în spital, în închisoare, să mergi să-l cercetezi și să-i spui cât de bun este Dumnezeu. Când vezi un om care cade în păcat, frate, nu te bucura deloc. Nu te bucura când vezi un om căzut în păcat, ci roagă-te pentru el, ridică-l și ajută-l. Acopere păcatul lui și nu te bucura. E așa de greu când cazi și așa de ușor când Dumnezeu prin har și dragoste te ridică înapoi. Când vezi un însetat, dă-i o gură de apă. Nu-l mai întreba nimic. Și când astăzi vedem atâtea vieți întristate, când trăim cele mai crâne coșmarul pe care le poate trăi un om, de ceea ce se întâmplă în jurul nostru, atâta lume are nevoie de sprijinul nostru, de rugăciunea noastră. Atâta lume are nevoie să-i spui un cuvânt bun. Atâta lume de pe pământul acesta așteaptă să-i spui un cuvânt că te iubește și pe tine Dumnezeu și te iartă. Sufletul meu scump și drag, voi, iubiți copii al lui Dumnezeu, să rămâneți tari în credință și puternici, să nu vă poată nimic dezlipi de dragostea lui Hristos. Cum ați auzit la apostol citindu-se, prigoniți au fost, bătuți, urâți, de toată lumea am ajuns ca o guleandră, ca o cârmă murdare în fața oamenilor. Dar de Dumnezeu nu ne-a lăsat. Ăștia au fost Sfinții Apostoli, Sfinții Bisericii noastre. Aceștia au fost creștinii noștri ortodoxi. Iubiții mei, Domnul mai departe spune o pildă frumoasă acestui om. Ca să-i răspundă cine este aproape. Un om oarecare se cobora de la Ierusalim, de Ierihon. Și a căzut între tâlhari.
bătându-l, lăsându-l abia viu. Maică era mort, acest om. Și așa l-au lăsat acolo, zăcând în rane, în sânge. Și iată că ne spune că trei oameni au urcat pe acolo. Se urcă un preot, se uită la el, se întoarce și se duce mai departe. Trece un levit, se uită la el și se duce mai departe. Vine un samarinean. Evreii de pe samarineni îi urau de moarte. Erau cei mai spurcați oameni pentru ei. Nici nu aveau voie să stie de vorbă, nici să se întâlnească. Însă acest samaritean se oprește lângă acest om. Și așa de milă i-a fost de el, așa de milă i-a fost de el și i-a spălat ranele. Toate ranele care le avea pe trup, i le-a spălat. El a uns, a turnat pe ele un de lemn și vir și le-a legat cu niște bandajuri albe, cu un material alb. El a legat toate rănile acelea. L-a pus pe asinul său, l-a dus la o casă de oaspeți și i-a spus stăpânului: te rog, vreau să-l las în grija ta. Uite, n-ați doi dinari ca să porți grijă de el, eu când mă voi întoarce, dacă vei cheltui mai mult, eu îți voi plăti. Doi dinari pe vremea aceea, fraților, erau cam două zile de muncă. Un dinar pe zi, știți, vă aduce aminte când spunea Mântuitorul, de pildă cel care la primul ceas, la doilea și la ultimul ceas, tot un dinar a primit și cârtea acel dimineață. Eu am venit dimineață și am muncit toată ziua, aici nu am un ceas și tot un dinar a primit. Așa plătește Dumnezeu. Și celui din tâi, și celui din urmă. Și celui care a venit 50 de ani la Dumnezeu, și cel care astăzi prima dată îl vede pe Domnul și spune: Doamne, primește-mă și pe mine, că și eu te iubesc. Domnul așa îl primește ca și pe tine. Pentru că noi, toată lumea aceasta, suntem copiii Domnului. Și iată cât de frumos Mântuitorul spune această pildă. Frații mei, acum au trecut mai mult de 2000 de ani de când Mântuitorul Hristos a vorbit atât de frumos acestui popor. Și îl întreabă pe acel om: cine ți se pare că dintre aceștia trei a făcut bine? Și îl spune cel de-al treilea: mergi și fă și tu asemenea. Iubiții mei, pilda aceasta o putem primi și așa cum ea ne spune, o înțelegem destul de bine. O putem și tălmăci, o putem vorbi pilda aceasta, ce ar însemna toate acestea lucruri, ca să înțelegem prin larg. Ierusalimul era raiul. Ierihonul era lumea aceasta, pământul acesta. Ierusalimul era urcare, trebuia, când mergea la Ierusalim, trebuia să urci. La Ierihon trebuia să cobori. Acest om căzut între tâlhari era scumpul nostru protopărinte, Adam. Cel care era în rai, în grădina raiului frumoasă, unde se bucura sufletește, unde toate erau atât de frumoase, însă n-a ascultat. A fost amăgit. Precum și noi prin viață, dragii mei, toți am fost amăgiți de vrăjmașul diavolului. Nu-i nimeni dintre noi ca să nu fi căzut în ceva. Poate nu ai păcate mari, dar o judecată, o privire. Dacă ai putut să faci un bine și nu l-ai făcut, tot este păcat. Multe lucruri, iubiții mei, care le putem face, le putem arăta. Și iată că acest om, acest Adam, care prin ascultare a pierdut acel Ierusalim, acel rai, acea mângâiere,
a căzut între tălhării diavoli care, fără milă, l-au bătut și l-au lăsat în rane. Ranele le avem și noi, tot aceste rane. Noi toți am căzut în mâinile tălharilor. Știți de când? De când mama a simțit sub inima ei, a simțit că ești tu, că sunt eu, că Dumnezeu mi-a dat suflarea, Duhul de viață. Și știți că când mama prima dată ne-a simțit că suntem acolo, tata a pus mâna și a zâmbit. Bucurie, tu viață, tu copilul meu, cea mai mare putere cerească care a fost revărsată sub inima mamei noastre, unde am fost zămisliți de Dumnezeu. Și iată cum ce frumoși mari sunteți și stați în fața lui Dumnezeu să-i cereți ajutor. Însă, diavolul a făcut prima rană în familia noastră când a spus ori tata, ori soacra, ori altcineva, ori mama, vezi că e prea degrabă să ai copii, n-ai casă încă, nu? N-ai făcut nimic, vezi mai degrabă, nu și omoară, izbăvește de el. Și cei mai mulți au fost amăgiți. La alții le-a spus, sunteți pretine. Mai lăsați-vă, petreceți-o leacă, să înțelegeți ce înseamnă viața. Mai degrabă izbăviți-vă de copii. Acelea au fost primele rame care ne-au otrăvit. Și toți au fost amăgiți. De multe ori ce se întâmplă în familie, când ne căsătorim, parcă ne gândim, oare voi câte am purtat crucea asta a familiei, parcă nu tare mă împac, nu tare mă înțeleg cu soția sau cu soțul, sau cu soacra, sau cu cea cealaltă. Eu știu, poate că să nu dau naștere la copii, poate să mă izbăvesc de ei. Așa vine vrăjmașul, cu multe înșelări. Și aceasta e prima rană și cea mai grea, ca să nu poți vedea viața, să vezi lumina, și niște cuțite înfioroase, despre care dacă ați vorbit cu doctorii, v-ați spune, dacă o inimă unui copil în pântecele mamei bate mai mult decât inima unui om, mai des, fie 100-120 de bătăi, când se apropie cuțitul măcar că noi spunem că n-am văzut, când că nu știm, când se apropie cuțitele de acel copil ca să-l taie, să-l rupă, să-l tragă afară, inimioara lui bate la 200-250 de bătăi. Simte pericolul, simte moartea. Și parcă ai vedea cum mânuțele nevinovate strigă, mamă, vreau să trăiesc, mamă. Voi fi cel mai scump copil al tău, te voi mângâia cel mai mult, mamă. N-am să mă duc niciodată de la tine de acasă, tată. Tată, sfătuie pe mama să mă lase. Însă vrăjmașul face rău greu. Izbăviți-vă, va fi greu. Și mulți au greșit. Dar iartă-ne, Doamne, simțim vina grea. E asupra noastră, e asupra acestui pământ. Prea mult sânge nevinovat s-a vărsat. Prea mulți copii nevinovați au murit, care n-au purtat nicio vină. Și atât de mult vreau să vadă acelea fașe albe cu care au fost legate ranele Sfântul Botez. Atât de mult au dorit să-și aibă un Sfântul Mascu, acel ulei care l-a curnat pe răni. Și au vrut atât de mult să se împărtășească și ei cu sângele lui Hristos. Dar nu mai ajuns. Iubiții mei, cei doi dinari, este Vechiul Testament și Noul Testament, Biblia, pe care a lăsat-o Dumnezeu, că știți că până atunci, dacă un om era prins în păcat, de curvie era omorât. Dar din ziua aceea când Hristos a venit ca să ne împace cu Tatăl Ceresc
și să moară pentru păcatele noastre. El îmbrățișa pe toți desfrânații, îi ierta și le spunea să nu mai faci. Au venit toți păcătoși și la Domnul și nici pe unul nu l-a întors în deșert. Vă aduceți aminte de o sfântă și mare femeie a bisericii noastre, Maria Egipteancă, care prin tinerețile ei, scumpă, a greșit. Însă cât de mult a putut să iubească până la sfârșitul vieții în pustie, cu fiarele, se chinuia și se lupta cu trupul ei ca să ajungă la dragostea lui Hristos, la cer. Când a venit Părintele Zosima, ea a trecut Iordanul ca pe uscat. Și o întreba Zosima, spune-mi, femeie, cine ești? Femeie sau om, că nu te cunosc, era întuneric. Și a spus, Părinte Zosima, aruncă-mi o haină, că sunt goală. Sunt femeie, dar sunt goală, mi s-au rupt hainele de ani, care a stat acolo, bucăți așa au căzut de la soare, de la chin, că n-am mai avut alte haine. Lua niște frunze, niște crengi care se îmbrăca. Părintele Zosima a aruncat mantia lui și s-a învălit. Și atunci, pretele, că nu vrea să spună, îi spunea că nu mai atât. Părinte Zosima, mi-e rușine să-mi amintesc de viața care am trăit-o. Mi-e rușine de tot ce am făcut. Fraților, și mie mi-e rușine să stau azi în altar și în fața voastră. Să stau în fața lui Dumnezeu, mi-e rușine. Mă stăle parcă să nu mai fac. Dar totuna greșim atât de mult. Mi-e rușine de viața noastră. Și Părintele Zosima a rugat-o, spune. Și atunci a povestit toată viața ei. Iată că Dumnezeu l-a adus pe acel om la această casă de oaspeți. Fraților, biserica, casa de rugăciune, unde Dumnezeu a lăsat acele 7 taine aici, unde ne-a adus și ne-a încredințat părinților, preoților bisericii. Și a spus, na, poartă grijă, această purtare de grijă, să vă dăm această mâncare duhovnicească, că spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfinții Părinți ne vorbeau, că dacă un preot nu predică și nu învață poporul, să fie catelisit. Și mai mult să nu mai fie preot. Trebuie să vorbim, pentru asta suntem preoți, să vorbim, să hrănim poporul, să aducem hrană acestor suflete întristate, căzute, rănite. Și spune, ce vei mai cheltui, ca totdeauna să ne cheltuim cu voi, iubiții noștri, să vă citim o rugăciune, să vă spovedim, să vă împărtășim, să vă ajutăm, să vă sfătuim, iar voi, prin bunul simț, prin dragoste cerească, să-L urmați pe Domnul. Noi nu vă chemăm la noi. Voi n-ați venit astăzi la mine. Voi ați venit la Cel care vindecă trupul și sufletul, care mângâie sufletele voastre și orice suflet care este aici azi și care îl pomeniți, chiar voi să aveți un pomennic în mână, în buzunar, pus aici, chiar dacă dați în altar, preotul să se roage, dar și voi, seara acasă, dimineața acasă, să aveți un pomennic făcut, când ajungeți acolo la acea rugăciune, spune și pentru părinții mei, frații și surorile mele, numele lor, pentru rudele mele și apoi pentru toți cei adormiți, părinții mei, frații mei, surorile mele și toți ceilalți și tu-i pomenești. Dumnezeu sărută acel suflet și a voastre suflete care stau aici, în inima noastră, în piepturile noastre, în trupurile noastre. Acel Duh de viață îl sărută Dumnezeu și se bucură de voi. Se bucură când ne rugăm unii pentru alții. Ne bucură când binecuvântăm, nu când blestemăm. Asta s-o faceți. Și iată cât de frumos v-a lăsat Domnul Iisus în crișa bisericii, într această casă frumoasă care noi, cu nevrednicie, vă purtăm grijă până la venirea Lui. Și știți,
că trebuie să dăm răspuns pentru voi. Trebuie să vă ajutăm să cunoașteți Evanghelia, să-L cunoașteți pe Dumnezeu, să-L iubiți pe Dumnezeu mai presus de toate și pe aproapele vostru, ca pe voi înșine. La aceasta vechem, iubite suflete ale lui Hristos și copilașii mei iubiți, frați și surori, aș vrea să rămân la aceste cuvinte și să vă rog fierbinte să vă rugați cu toții. Dacă mă aud careva dintre preoți azi vorbind, de mâine se începe postul nașterii Domnului. Noi rămânem cu postul, cu sărbătorile, cum au fost strămoșii noștri, cum a rămas Ierusalimul, muntele Athos și oamenii care n-au schimbat și nu vor schimba niciodată ceea ce Dumnezeu ne-a dat odată și pentru totdeauna. Nu vom schimba nici sărbătorile, fiecare facă ce vrea, cum îi duce mintea și capul lor. Noi rămânem în adevărul Sfânt, rămânem în Hristos. Biserica lui Hristos are peste 2000 de ani. Cei care au născocit și au făcut zisele bisericii, astăzi nu am nimic cu ei și îi rog și pe ei să n-aibă nimic cu noi. Fiecare este liber să se roage lui Dumnezeu, fiecare este liber să-și aleagă. Voi, miile de oameni care astăzi ați umplut această mănăstire, spuneți-mi, vă rog, de cum ați venit? De cum ați ajuns, iubiții mei, scumpii sufletului meu, cum de-ați ajuns aici? A fost o săptămână atât de grea. Atâtea lucruri murdare au arătat și pe televizoare și toți s-au bucurat și au vorbit și toate urăciunile. Dar voi n-aveți nimic cu acestea. Bravo vostru! Domnul să vă binecuvinteze că nu primiți acestea urăciuni, acestea minciuni, acestea lucruri care vreau să ne omoare Ortodoxia și Biserica noastră și preoții noștri. Eu nu că sunt cu preoții, fraților, dar dacă n-ar fi, cine ar fi o Sfântă Liturghie? Deci atunci îi rog toți preoții care pot, în acest post, străduiți-vă să slujiți în fiecare zi Sfânta Liturghie, până la nașterea Domnului. Dacă nu puteți, măcar miercurea, vinerea, sâmbăta și duminică. Dar trebuie să puteți. Și noi, mănăstirea noastră, cu ajutorul lui Dumnezeu de mâine, vom sluji 20 de liturghii pe zi. Va fi destul de greu pentru noi. Vom sluji toate altarele. Aceasta o doresc. Noi nu avem automate, noi nu avem tancuri, noi nu avem cu cine apăra. Noi doar numai atât avem. Pe Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. O avem pe Maica Domnului ca mamă, care plânge mereu pentru noi și se roagă. Care știe cât e de greu astăzi nouă pe acest pământ. Avem pe Sfinții Îngeri la ceruri, care mijlocesc pentru voi, care vă ajută într-una și chiar când voi dormiți, ei stau lângă patul vostru, nevăzuți. Eu v-aș spune multe ori și multe lucruri care le-am întâlnit, dar nu avem timp niciodată, pentru că știu că timpul trece repede și voi obosiți. Avem pe Sfinții lui Dumnezeu care ne-a dat mijlocitori și rugători și toți se roagă pentru noi și toți ne vrea doar numai binele să ne mântuim, să ajungem în cer. Și de aceea vrea ca aceasta să fie arma rugăciunii noastre. Știți cum astăzi sunt călugării chinuiți. Avem lucruri, fraților, dacă ați văzut la Cernăuți când a fost acum zilele acestea, și au umblat acolo unde n-au dreptul să umble, unde se păstrează Sfintele Antemise, Sfântul Mir, care nimeni nu are voie să pune mâna acolo. Eu pot să le arăt singur ce este aceea, dar să arunc, să feri, să arunc, face atâtea rele. Au încătușat călugării prin unele mănăstiri
Pentru că au spus, dar nu intrați în chilia mea, uitați-vă, asta este, o cândeluță, o carte, un pătișor, mulți dorm jos pe podea din cămilă. Mulți au paturile aspre, mulți dorm pe pietre, mulți dorm încălțați, îmbrăcați. Mulți se chinuiesc și dorm foarte puțin pe noapte. Eu când am fost la muntele Athos, am rămas mai mult timp acolo și îmi dorea mult să rămân acolo, să nu mai mă întorc înapoi. Mă culcam seara, dar pe lângă mine erau chilii libere, pentru că erau mai puțin călugări ca când am fost odată. Un călugăr spunea rugăciunea, se strângeau și atât de 4-5, câte 3. Unul spunea rugăciunea, ceilalți băteau metanie. Metania știți ce înseamnă? Îngenunchiți fruntea la pământ, te scoli înapoi în picioare și iarăși spui, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, milostivii mii păcătosului, și iară faci metanie. Unul se ruga, ceilalți făceau metaniele. 5.000, 10.000 pe noapte, fraților. Și apoi era un plâns, un plâns duios. Nu era un plâns de deznădejde. Era un plâns de duioșie, de dragoste spre cer, spre Dumnezeu. Așa înțelegeam, de multe ori lângă perete, mă strângeam așa în pat, de multe ori mă ridicam și eu că nu puteam să stau culcat. Și spuneam, Doamne, niciodată n-am știut ce înseamnă să fii călugăr. Într-una privechează și se roagă. Mă duceam la masă cu călugării și mă uitam cum mănâncă ei, noi mâncam mult. Luam și de acolo, și de acolo, și de cea, de cealaltă ce erau. Ei luau o leagă și plecau capul în jos și ascultau ce se citea din rugăciune. Mulțumim, Doamne, pentru acești oameni. Mulțumim oamenilor că ați născut oameni sfinți, călugări. Mulțumim la toți cei care se roagă pentru noi astăzi și pentru biserica noastră. Cum de a veni vremea? S-au dus ateiștii, s-au dus comuniștii, au rămas nepoților spurcați. Cum întindeți mâna la Dumnezeu? Cum întindeți mâna la Biserica lui Hristos? Cum puteți, oameni buni, să luptați împotriva Bisericii? Veniți, controlați puțin, ce găsiți? Cărți am. Cărți rusești, cărți românești, cărți ucrainești, sunt cărțile mele duhovnicești, nu cărți de politică. Sunt cărțile sufletului meu, a Sfinților Părinți. Sfinții Părinți n-au avut națiune. Ei au iubit tot pământul, l-au iubit pe Dumnezeu mai presus de toate și au iubit tot pământul și s-a rugat pentru oamenii păcătoși. Nu s-a rugat pentru o națiune, pentru o țară, ci pentru întreg pământul. Citiți la Sfântul Siloan de la Athos, atonitul. Sfântul Petru, Sfântul Atanasie, pentru toată lumea au plâns și așa se roagă ei, nu pentru un popor, pentru întreg pământul, că tot pământul e al lui Dumnezeu și toată lumea este al lui Dumnezeu. Și voi acum, să vă fie rușine, ați venit să războiți cu Dumnezeu. La noi au fost 50 de oameni. Automete, pistolete. Ne-am întâlnit, am vorbit. S-au purtat foarte frumos. Seara când ne-am chemat la masă, după o zi, tot o zi întreagă ne-am ținut. Știți ce a spus un om? Ne-au pregătit ca pe fiare să venim aici la Pânceni. Am fost atât de înrăiți asupra voastră că nu puteți înțelege. Voi nu știți că azi câți au fost aici în pădurea asta și au fost toți înconjurați, se aștepta la un cuvânt. Și ne-am uitat. Oamenii urcau spre biserică, niște oameni așa de frumoși, atât de gingași, se coborau înapoi, cu atâta blândețe, cu atâta dragoste. Și noi ne-am întrebat. Ce oameni aceștia rău?
Și seara așa mi-au spus, mâncare? Vladeca, ne rușine să ne uităm în ochii voștri. Ne rușine. I-am îmbrățișat, le-am mulțumit. Acum așteptăm pe alții. Da, fraților, au bani. Nu se poate să nu mai. Plătesc lumină, plătesc gaz, cumpăr mâncare. Am 1000 de lucrători. Avem 1000 de vituitori, călugări, copii, măici. Avem refugiați care au trecut 15.000. Nimeni nu m-a întrebat niciodată. De unde le dau mâncare? Cum fac foc? Zile trecute, când era frig, am luat copiii la mine. Cei mai bolnavi, cei care s-au clapat. Că acolo era un generator care făcea lumină să nu înghețe. Și am ieșit. Pentru că nu pot trăi acolo. Că dacă vin cu automate, cu măști, intră în casă, copiii încep a răcni. Eu aici nu mă pot controla. Cu mine facă ce vreau. Copiii dacă încep a plânge, eu nu iert atunci. Eu nu iert atunci. Dar nu m-a întrebat nimeni de ce plâng copiii. Nu m-a întrebat nimeni de ce-i frig. Nu m-a întrebat nimeni dacă am lemne. Dacă am ce pune mâncare în oală. Nu m-a întrebat nimeni. Și dacă între noapte așa în casă, cum au rupt ușile la Cernăuți și ferestrele le-au stricat și au sărit cu autometele, și acel copil tânăr care nici poate n-are 17 ani, cum dormea dezbrăcat, că noi călugării nu dormim dezbrăcați, așa cum le vedeți în haina asta neagră, în reverenda asta, așa dormim. Pentru că cu paramanul pe noi, cu crucea în mână, cu Sfintele Moaște, toate acestea sunt pentru întâlnirea cu Hristos și dacă El vine noaptea aceea, eu așa trebuie să mă ridic. Nu dezbrăcat, așa trebuie să mă ridic să mă duc cu Domnul. Acel copil era un ascultător care slujea acolo și de frică când a auzit cum stricau ușile, el a fugit să-i spună părintelui, părinte, și a uitat tot ce-a peste ei în casă și știți ce au scris. Spurcați-l. Așa și eu m-am gândit, dacă ei intră, cei care grijesc surorile de acei copii, unde să fugă la tata? Ei intră în casă, uite, i-am găsit grămadă aici. Fraților, hai să lăsăm nebunile acestea într-o parte. Credeți-ne, poate ar putea să fie și cădere în viață. Eu nu știu, eu nu judic pe nimeni. Eu nu pentru asta am venit în mănăstire. Dacă îmi doream așa o viață, mă duceam acolo cu femeile, cu păcatele, cu toate felurile. Eu am venit la Hristos. Eu nu mai am nevoie de acestea. Eu am nevoie doar să mă întâlnesc cu Domnul. Dorul meu, ziua și noaptea, arde în mine de a mă întâlni cu veșnicii. Nu ne-a fost ușor. Și credeți-ne, dacă avem un ban în mănăstire, noi nu trebuie să pentru altceva decât pentru foloasele care trebuie să aici muncim ziua și noapte, fraților. Tare greu muncim. Și ne-e atât de greu pentru că răspândem de multe suflete în jurul nostru. Atâtea case de bătrâni, asiluri, care frații din mănăstire și noi ducem toate produsele care erau acolo pentru jumătate de an, pentru un an de zile. Nu mă laud. Noi n-am spus niciodată lucrurile acestea. Noi vrem să trăim cu Hristos în păcați și să ajutăm poporul acesta, să fim cu voi. De aceea am făcut totul să fie gratuit în mănăstire și botez și cununie și mormântări. Uitați-vă aici la cimitir, nu m-a întrebat nimeni de ce au murit oamenii aceia, de ce sunt îngropați aici. Pentru că nimeni nu-i îngropat. Cum astăzi vedeți, numai biserica noastră este prigonită. Noi suntem dușmanii acestei țări. Fraților, suntem și noi a țării acestea, Ucraina, milioane de oameni. Ce faceți cu noi? Omorâți-ne! Poftim! Pentru că cred în Dumnezeu.
Eu nu cred în Dumnezeul care vrea să facă un Dumnezeu politic a unei țări, a unei națiuni. În Dumnezeul tuturor eu cred. În Dumnezeul care a făcut cerul și pământul. El este stăpânul meu și a vieții mele. El iubește toată lumea, toate națiunile. Și eu nu pot să mă duc împotriva lui Dumnezeu, spun, iubește-mă numai pe mine. Dumnezeu iubește, El poruncește. De aceea aș vrea să rog, poate mai aude cineva în seara asta. Nu vă băteți joc din Dumnezeu. Nu vă băteți joc din biserici, din mănăstiri, din preoți, călugări. Ați văzut cinci arhierei s-au dus. N-am mai putut suporta presiunile. Frații nu s-au dus că erau bolnavi sau că nu puteau sluji. N-am mai putut. Torturile acestea și chinurile care fac oameni bătrâni la 70-80 de ani, de ce îl mai chinuiești? Da, mitropolitul nostru Melechie. Ce, n-au știut că e venit din Rusia? Ce are una cu altă, fraților? El trăiește la noi aici, în Ucraina, înainte de 90. A venit în mănăstire cu adică un ufrie la Moscova, de acolo, în Bocaiev, din Bocaiev la noi aici. Ce are una cu alta? Ce are națiunea? Ce are pașaportul? Că a mai găsit un pașaport. Cumva n-am ascultat de Constituția Ucrainii, de legile țării acestea? Le-am încălcat? Nu. Dar voi le-ați încălcat. Voi ați încălcat dreptul omului care trăiește în țara aceasta. Și ar trebui ca să se trezească. Voi luptați acum cu noi, voi ne omorâți pe noi. Dragi slugi al lui Antichrist, voi ne omorâți pe noi. Dar nu puteți, că noi trăiește Hristos. Și Dumnezeu nu o să ne lasă niciodată. Și să nu vă temeți de nimic, că Dumnezeu a spus, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre, până la sfârșitul veacului. Amin. Așa să fie, iubite suflete. Să nu aveți frică de acei care vă pot omorî trupul. Au luat călugării în cătușe și au adus peste 3 zile. Ei nu se tem. Ei nu au ce pierde. Oamenii lui Dumnezeu au numai de câștigat. Dar voi ați pierdut. Ați pierdut bunul simț omenesc. Ați pierdut rușinea. Păcat că sunteți botezați și voi. Mai urât nu se poate. Și ați văzut, fraților, câte confesiuni sunt care spuneau că sunt mântuiți, câte secte, nimeni n-a spus un cuvânt pentru apărarea noastră. Și slavă ție, Doamne, Tu ne vei apăra. Maica Domnului, cerul întreg va fi cu noi. Să știți, o să vedeți minuni. Toți cei care s-au bătut joc din biserică, din credință, din Dumnezeu, din slujele lui Hristos care slujesc la Sfintele Altare, n-au ajuns zile bune nimeni. Nimeni. Am putea numi sate, oameni, dar din cauza că știu că mai trăiește cineva după ei, nu vrem să facem durere nimănui. Cum au fost pedepsiți? V-am mai spus câte ceva așa, din când în când. V-am spus de o femeie care a spus icoanele din biserică, cu toporul i-a tăiat. Le-au pus pe grada biserică, a stropit cu benzină, cu solearcă, cu motorină, le-a dat foc și au ars și se bucurau toți. Că arde Dumnezeu, n-a ars. Când a venit bărbatul acasă, la un timp, i-a spus, Maria, eu te omor, eu te tai. Zice, lasă glumele acestea, asta e, nu se vorbește, frate. Cum spui așa ceva? A luat toporul, i-a tăiat capul, până dimineața a tăiat bucăți din grânza, a pus-o într-o bolobog și a ars aici, pe meleagurile hierții. Puteți afla, puteți încă ști. Întrebau vecinii ce s-a întâmplat, că miroase toată noaptea, ars ceva. Apoi copiii când au venit de la școală, el a uitat de capul mamei care l-a pus într-un dulap și au deschis copiii să caute mâncare și au găsit capul mamei. Și s-a descoperit. Fraților, 2 ani de închisoare i-a dat. N-a făcut nici el bun. Desigur, dar Dumnezeu vedeți că nu știu. Și multe lucruri sunt. Și nu ne-am învățat.
Au fost oameni care erau preoți și duceau noaptea pe câmpuri și băteau, îi tundeau și lăsau acolo. Era iarna, frică. Au pătrinit săraci că numai Dumnezeu știe, închisorile au fost pline. Ca să știți, erau vremurile comuniste destul de grele, ateiste, însă erau oameni destui de buni și atunci, chiar dacă erau un partid cum erau, Dumnezeu știe despre ei, dar erau oameni buni, botezau, se cununau, rânduiele toate le făceau. Acum, mai rău, au ajuns. Noi vom răbda și ne vom ruga. Dar totuși, întrebăm această țară, drepturile noastre de cetățeni al Ucrainei și credința noastră, care tot omul are dreptul la credința lui. De ce? Ce vreți de la noi? Nu avem cu nimeni nimic absolut. Eu nu cred în oameni. Eu nu mă rog la oameni. Eu cred în Dumnezeu Atotțiitorul. La dânsul vă chem și pe voi. Iertați-mă. Poate am greșit în vorbirea mea. Poate v-am supărat, v-am întristat. Dar credeți-mă. Mi-e așa de greu, fraților. Vă mărturisesc în fața lui Dumnezeu decât ca păcatele care am personale. Că am judecat, că am vorbit, că nu așa m-am uitat, că am poftit sau ce v-am făcut. Nu m-am ocupat cu nimic. Toți anii mei, zi și noapte, lumea dormea, eu mă gândeam cu ce să gândesc copiii. Altul în spital, altul de-a mare acum în spital aici. Și într-una, fratul, n-am avut nici liniște, nici pace. Cu sutele de copii, cu casa de bătrâni care o avem aici la mănăstire, pe toți cei nevoiași pe care au venit. Noi am fost alături de acest popor, noi am slujit poporul și țării acesteia. Și acum ne faceți vrăjmași? Acum ne omorâți? Ce-am făcut rău? N-am umblat cu vânzări, cu cumpărări, au învinuit pe una și alta și copii am vândut și organele am vândut de copii. Nu, le-am cumpărat organe. Prin Germania operații, pe toate țările operații. Cu mult, eu, tare greu mi-a fost și n-aș fi spus niciodată dacă nu veneau timpurile acestea care mă dor. N-am ce ascunde în mănăstire, fraților. N-am dormit câteva nopți deloc. Au fost nopți albe, chinuitoare, care mă gândeam că nu mai poate purta sufletul meu. Când vedeam cum suferă atâția oameni bătrâni, preoți, arhierei, călugări, când văd cum îi bat, cum rup ușile la biserici, aici nu crede Dumnezeu, fraților. Aici au rămas ochii acei Vechiului Testament care a fost aici la preot, care s-au urcat și a trecut. Ăștia trec pe lângă noi, pe lângă durerile noastre, prin doranele noastre. Aici nu văd, nici nu aud. Bisericile noastre de mergeță este mănăstirea din Cernuț, de la Bucovinsca. În toată ziua de mâncare la cei săraci. Mergeți la Metropolia acolo, la Sfântul Nicolae. Toată ziua vin cu burcanașele de mâncare acolo. Noi facem ce putem și noi. Pentru poporul nostru, pentru lumea aceasta și pentru biserica noastră. Eu vă chem la rugăciune și post. Fiecare cum puteți. Noi vom sluji Sfintele Liturghii. Voi stăruiți-vă, dragii mei, să citiți psaltirea. Acatiste, Maicii Domnului. Tot ce puteți. Citiți acatistul Maicii Domnului cu 7 săgeți. Să le numai Dumnezeu inimile la toți. Și să oprească și războiul și prigoanele care merg nu împotriva omului, a credinței sau a bisericii, ci drept la luptă cu Dumnezeu v-ați luat. Pocăiți-vă și dați-vă seama că nu ne mai puteți înspăimânta cu nimic. Ne puteți bate, ne puteți închide, puteți lua tot, poftim. Noi avem un Dumnezeu care îl purtăm în suflet. Ori trăim, ori murim, asta este al meu. Asta vă doresc și vouă. Sufletele mele scumpe și dragi, copiii Domnului, care și astăzi ne-am întâlnit aici, vă încredințez, Maicii Domnului, pe toți. Vă doresc, încercăților spre casele voastre, să fiți tari în credință și cred că, dacă nu ne aud oamenii acestei țări, conducătorii acestei țări, dacă nu ne mai aud,
ne va auzi Dumnezeu. Suspinele, durerile, ne va asculta Dumnezeu. Noi nu vom spune că nu mai putem, ci vom ruga pe Dumnezeu să ne dea putere, să putem merge mai departe. Domnul să vă răsplătească. Și mă bucur că sunteți așa de mulți astăzi. Așa de bine mă simțesc cu voi. Ca nicăieri în alt loc decât aici. Și cred că astăzi purtăm toți o durere. O durere ce se întâmplă pe pământ. Altă durere că nu știu ce facem mâine. În loc să ne ocupăm, ajutându-ne lumea aceasta, în viață de frig, n-au mâncare. Este tot locul greu și greu, n-au apă. Noi ne ocupăm cu Dumnezeu acum, înseamnă că aici alt război este, fraților. Aici vreau să ne distrugă complet. Înseamnă că îi încurcăm că suntem pe acest pământ. Dar Dumnezeu nu ne va lăsa. Eu îmi cer iertare, Dumnezeu să vă ierte, să vă binecuvinteze pe toți. Și cei care sunteți astăzi să scriți, să spuneți, vă rog să spuneți așa cum am spus noi. Nu cum vă place vouă. Că și totodată a spus că am stat cu un președinte de țară, știți care, să nu mai spun numele. Am stat în închisoare cu dânsul odată. Eu avem atunci numai 5 anișori, așa că n-avem pentru ce stat atunci în închisoare. Deci numai minciuni, frate, toți anii acestea. Am tăcut din gură și stați în continuare. Dar cât se poate de făcut așa râs și bat jocură? Până când? Și lumea nu credeți în nebunile acestea. Ba, acolo s-a întâmplat, în România nu știu ce s-a întâmplat. Dacă acelea persoane ar veni cu bunul simț la o mănăstire, la un călugăr, la un preot, nu s-ar întâmpla nimic. Anumit fac fraților ca să aducă murdăria aceasta asupra credinței noastre ortodoxe. Dar bucure, drag de ortodoxie, că ești binecuvântată din veci în veci și pentru veșnicie. Să vă bucurați că sunteți ortodoxi. Și vedeți, astăzi încă o dată ei ne arată că e singura credință mântuitoare care suferă, care își poartă crucea. Uitați-vă la vede ca o nufrie. Atâtea pricoane, atâtea dureri care ne fac. Un cuvânt atâta ne spune, rugați-vă. Ne vom ruga, prefericirea voastră, și vă rămânem alături de Dumnezeu și de voi. Mulțumim Domnului că l-avem pe acest suflet scump și drag, credincios, în biserica noastră ortodoxă. Amin.